Un bărbat de 75 de ani a fost salvat în urma unei intervenții a polițiștilor și a luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale. Bărbatului nu îi se permitea să iasă din apartament, fiind amenințat cu un cuțit de către propriul fiu. Polițiștii au fost alertați de un alt bărbat venit în vizită care a fost amenințat la rândul său. Întrucât suspectul era agitat și incoerent, luptătorii au intervenit și l-au scos pe bătrân din locuință. Suspectul a fost internat. La data de 5 februarie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 18 Poliție, au fost sesizați în jurul orei 10 prin sistem 112 cu privire la faptul că la o adresă din sectorul 5, un bărbat este amenințat de către fiul său cu un obiect tăietor, înțepător, acesta nepermițându-i să părăsească locuința. Deplasându-se cu operativitate la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 57 de ani, care a relatat verbal faptul că în jurul orei 9:30 s-a deplasat la adresa menționată pentru a-i vizita pe un bărbat și pe fiul acestuia, moment în care cel din urmă l-ar fi amenințat cu un obiect tăietor înțepător. Astfel, polițiștii au luat legătura cu tatăl persoanei reclamate, un bărbat în vârstă de 75 de ani, care le-a relatat prin fereastra imobilului faptul că fiul său nu-i permite să părăsească apartamentul. De asemenea, în încercarea de a relaționa cu bănuitul, un bărbat de 46 de ani, acesta a precizat că tatăl său nu are voie să părăsească locuința, asigurând ușa de acces în imobil, informează Poliția Capitalei într-un comunicat. Deoarece bărbatul prezenta un comportament agitat și era incoerent în vorbire, polițiștii au cerut sprijinul unei echipe de negociatori și al SAS, întrucât la momentul sosirii acestora din interior se auzeau mai multe zgomote și strigăte, s-a procedat la intrarea în locuință, iar bărbatul de 46 de ani a fost imobilizat. Astfel, polițiștii au reușit salvarea persoanei vătămate și scoaterea ei din imobil în siguranță. Ulterior, un echipaj de prim ajutor l-a transportat pe bărbatul de 46 de ani la o unitate medicală pentru îngrijire de specialitate, unde s-a decis internarea acestuia. Cercetările sunt continuate de către secția 18 Poliție din oficiu sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și amenințare, relatează realitatea.net.